Mă numesc Ion, sunt tata a doi copii gemeni și sunt jurnalist. Am participat de la prima ediție din 2016 și da, de atunci am participat la toate. Planul meu pentru următoarele două zile este să pedalez. Am mai început până la Șoldănești, cred, și după asta până la Soroca, într-a doua zi, unde avem punctul final. Ion Vasilică participă anual la cursa caritabilă Hospice Bike Tour. Alături de alți cicliști amatori, bărbatul merge sute de kilometri pe bicicletă și îndeamnă oamenii să doneze bani pentru îngrijiri paliative, servicii medicale ce le asigură pacienților cu boli incurabile o viață decentă. În acest an, grupul de cicliști va parcurge 200 de kilometri. Prima dată a fost mai mult, nu știu, o provocare. Plus la asta era și o cauză. Nu pot să zic că de la început eram foarte mult atașat emoțional de această cauză, dar între timp am devenit. Mama a fost un scurt timp beneficiar direct al îngrijirilor paliative. A murit. Mama nu mai este. Și de atunci toate edițiile le dedic ei, în gândul meu. Când bolile nu mai răspund la tratament, cum ar fi în fazele terminale ale cancerului, oamenii au nevoie de îngrijire paliativă. Aceste servicii trebuie să fie oferite de o echipă diversă, compusă din medic, asistent social, asistent medical și psiholog. Specialiștii de îngrijire paliativă controlează durerea și alte simptome ale pacientului. Îi sprijină emoțional pe el și pe familia lui. În Republica Moldova, circa 25.000 de oameni au nevoie de îngrijire paliativă. În lipsa unui sistem de raportare, nu se știe câți dintre ei ajung beneficiari. Îmi place senzația șoselei, îmi place să simt vântul, îmi place să simt muzica învelopei care cântă pe asfalt. Uneori, știi, mă apucă câteodată așa o transă și se întâmplă să mă gândesc la chestii de ale mele. Da, 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 se întâmplă. Mama era cea mai minunată. Mama mea a fost cea mai bună mamă și mai este când o visez. Nu știu cum aș putea să o caracterizez mai mult decât faptul că era mama și că ne iubea și că era mereu alături. Mama era arhitectă de meserie și a lucrat un pic și la televiziunea națională, a desenat decorații. După asta a mai lucrat cu sătoreasă și avea multă și mare grijă de noi. Mama avea o boală cronică. Noi toți știam că ea nu o să trăiască până la adânci bătrâneți. Avea o boală autoimună, care o măcina încet, dar sigur. Și după asta a venit și cancerul deasupra. Și cancerul într-un organism cu imunitatea suprimată a înflorit super repede. Se întâmpla în 2016. Ion Vasilică cunoștea deja despre îngrijirile paliative și a decis să apeleze la o organizație non-guvernamentală pentru ajutor. Venise la noi o doamnă doctor Natalia Carafizi, care i-a prescris un tratament mamei și venea de câte ori era necesar. În principal, tratamentul era construit în jurul morfinei, cum să se administreze de câte ori pe zi și cum să se curmeze efectele secundare. Ce ne-a lipsit în afară de partea medicală era probabil mai mult psihologic. Noi nu știam ce să facem, nu știam cum să ne comportăm ca și familia. Majoritatea pacienților care ajung să beneficieze de îngrijire paliativă o fac fie la spital, fie la domiciliu.
Din 2014, fiecare spital raional din țară dispune de un număr de paturi paliative, 290 în total. Cu toate acestea, specialiștii afirmă că paturile paliative nu au fost adaptate la necesitățile pacienților, iar bolnavii nu primesc asistență socială sau psihologică. De cealaltă parte, îngrijirea paliativă la domiciliu este acordată de 9 organizații neguvernamentale, finanțate din donații și parțial de către stat. În 28 de raioane nu există niciun prestator de îngrijiri paliative la domiciliu. În această situație, cei mai vulnerabili pacienți sunt vârstnicii care locuiesc singuri. Cursele caritabile la care participă Ioan sunt organizate de Hospices of Hope Moldova, o filială a organizației cu același nume din Marea Britanie. Scopul nostru principal este dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă în sud-estul Europei. Lucrăm în mai multe țări, iar în Moldova am dezvoltat în 2016, la sfârșit de 2016, început de 2017, o rețea națională de servicii de îngrijire paliativă, care la momentul de față are 5 echipe mobile multidisciplinare. Mai exact, una la Orhei, pe care ați întâlnit-o aici, la Soroca, la Ogniță, la Taraclia și la Cahul. Echipa de la Orhei, de exemplu, activează din anul 2013 și deservește lunar până la 80 de bolnavi din raion. Serviciile sunt gratuite pentru pacienți. Directoarea asociației de la Orhei spune că donațiile oamenilor sunt esențiale, întrucât statul acoperă doar o treime din cheltuielile echipei. Chiar pentru noi, ca membri ai echipei, este un eveniment foarte important. Și desigur pentru pacienții noștri, pentru că astfel se colectează bani, astfel noi avem posibilitatea să procurăm mai multe medicamente, produse alimentare, materiale de pansament, tot de ce au nevoie pacienții noștri. Suntem 25 de participanți, targetul fiecărui ciclist să colecteze 100 de euro. Dar targetul nostru colectiv, cu tot cu sponsorii, este să colectăm 5.000 de euro. Zilele acestea sperăm că dacă vom posta mai mult și vom fi activi, oamenii vor dona. Adică suntem optimiști. Fiecare ciclist al cursei caritabile are un motiv personal din care participă. Unii o fac pentru prima dată, alții de ani buni. Atât ciclismul cât și participarea la acest eveniment devine ca o tradiție și, într-adevăr, noi comunicăm tot anul, mai ieșim la antrenamente, dar când se apropie evenimentul, cu nerăbdare aștept să te revezi, iarăși acești prieteni cunoscuți, împărtășești emoții, ceea ce ai acumulat timp de un an. Foarte multă lume din jurul meu, bula mea de prieteni era cumva vreo 5 sau 6, erau participanți permanenți în acest bike tour. Apoi, evident că începi să te informezi, îți dai seama cât e de ignorat acest domeniu de îngrijiri paliative în Republica Moldova. Apoi ajunge momentul în care tu, propriu zis, din experiența familiei proprii, ai de-a face cu acest sistem și îți dai seama că, da, trebuie să atragem atenția, trebuie să depunem un pic de efort. Cazul bunelului meu, care a decedat foarte rapid, din cauza că diagnostica a fost pus prea târziu, el nici nu a avut timp, practic, să beneficieze de aceste servicii, plus că se afla în Drochia, unde nu există o organizație care oferă astfel de îngrijiri. Persoanele în stadii terminale de boli, am avut și eu așa cunoscuți, chiar și neamuri, care au trecut prin tot asta și pentru că au fost la Chișinău, au avut parte de ajutorul ăsta. Și am văzut chiar cu ochii mei cât de mult el contează și cunoscând situația din Republică, e important să ajutăm persoanele astea. Mie îmi pasă, foarte mult și asta e cumva și o posibilitate de a combina lucru plăcut. Deci să merg cu bicicleta, eu permanent merg cu bicicleta și îmi place acest lucru și de ce nu de combinat ambele. Sunt slăit, ce să zic, vă spun sincer. Slăit, dar bucuros că am ajuns în acest loc pitoresc. Mi-aduce aminte de copilărie. Mi-e dor de familie. Și da, asta am să fac printre primele lucruri. Am să-i sun să zic că sunt ok. Am să-i sun cu un video call. Să-i văd pe minunații mei băieți și pe soția mea minunată. Să vorbesc cu tata, da.
Mama ridica scările foarte, foarte greu. Și eu țin minte cum o ajutam să ridice scările până la etajul 4. Și urcând dealul pe bicicletă, mi-aduc aminte de mama. Asta este trigger-ul. Atunci eu mi-aduc aminte de mama și atunci cumva memoriile vin în gârlă. Ion își dorește ca toți pacienții cu boli incurabile să aibă parte de îngrijiri paliative de calitate, așa cum a văzut la Brașov, 2 ani în urmă. Turul nostru a trecut pe la Brașov și ei au un centru de îngrijiri paliative foarte frumos. A lucrat un arhitect minunat la el. Are tavanul în centru, e transparent. Au lumină naturală pe centru, are așa o formă circulară și într-adevăr îți inspiră speranță. Așa se numește organizația Hospices of Hope. Într-adevăr inspiră speranță la o zi de mâine luminoasă, chiar dacă ar putea fi ultima, dar ea va fi luminoasă și o vei trăi din plin și fără suferință. Păi iată, speranța mea e ca noi cândva să avem așa un centru sau mai multe. Noi am făcut 83 de kilometri azi și am ajuns la acest monument care se numește Lumânarea Recunoștinței. De aici se deschide o priveliște înspre orașul Soroca și putem vedea un pic Ucraina și râul Nistru. Putem să spunem că am ajuns la destinație. Nu știu în ce măsură îmi permit să dedic o cursă cuiva sau un tur cuiva. De data asta m-aș gândi să dedic acest tur Alionei, colega noastră care trebuia să meargă în această ediție, dar nu a putut pentru că bunica ei se afla pe patul de moarte cu un diagnostic de cancer și ea a fost, familia ei a fost beneficiară a acestor îngrijiri paliative și îngrijirile astea i-au asigurat un drum demn. Moartea este un tabu pentru noi în societate. Noi vorbim foarte puțin despre asta, fiind toți conștienți că cândva vom pleca toți. Dar, iată, moartea trebuie să fie plină și durerea pierderii nu o poți palia nicicum. Dar durerea fizică poate și asta e important și pentru asta noi ciclăm.